Astăzi este o zi de sărbătoare pentru noi toți cei care suntem astăzi în locul acesta. O sărbătoare datorită unor decizii pe care aceste persoane care sunt în fața noastră le-au luat pentru a sluji lui Dumnezeu. Ne bucurăm că astăzi nu suntem singuri, ci după făgăduința lui Dumnezeu, îngerii se bucură, Domnul Iisus se bucură și Tatăl Ceresc se bucură. Aceste suflete au ales să se desprindă din această lume și au luat hotărârea de a-i sluji pe mai departe lui Dumnezeu. Așa să ne aplecăm asupra cuvântului inspirat și să citim pentru început un text biblic. În Evanghelia după Matei, la capitolul 3, spune: în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Acest bărbat de credință, Ioan Botezătorul, a accentuat parcă mai mult ca oricare altul că ne aflăm în apropierea împlinirii celui mai mare eveniment al tuturor timpurilor, revenirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Și el spunea că la împlinirea acestui eveniment fiecare dintre noi trebuie să fim pregătiți și spunea și cum, prin pocăință, prin întoarcerea noastră către Dumnezeu. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dacă acest mesaj era de actualitate acum aproximativ 2000 de ani, cu siguranță, după împlinirea unor semne care ne-au fost prezentate în cuvântul lui Dumnezeu, suntem conștienți că venirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape ca oricând. Acest lucru face ca inima noastră să tresalte de bucurie. Și astăzi bucuria noastră este mai mare pentru că aceste suflete care astăzi sunt aici și-au luat angajamentul în fața cerului că vor să fie credincioși lui Dumnezeu, că vor să asculte de Domnul Iisus Hristos și suntem bucuroși că l-au acceptat pe Iisus ca mântuitor personal în viața lor. Făgăduința din ultima carte a Bibliei este că la venirea Domnului Iisus Hristos va face ceruri noi și un pământ nou. Toate lucrurile vor fi noi, iar pentru acest lucru Dumnezeu ne lansează o provocare și ne face să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu va fi populată de oameni noi. Citea acasă fratele Cătălin la începutul serviciului divin din Evanghelia după Ioan, unde ne este prezentată istoria lui Nicodim. Acel cărturar, acel bărbat al credinței, un bun cunoscător al legii lui Dumnezeu, care are acea întâlnire tainică cu Mântuitorul și căruia acesta îi spune că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, tu ai nevoie să te naști din apă și din Duh. Împărăția lui Dumnezeu astăzi poate să fie deschisă pentru oricare dintre noi care suntem prezenți. Și vreau să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu se poate naște când în viața mea, în viața noastră, are loc procesul convertirii. Are loc procesul nașterii din nou. Când fiecare persoană îl acceptă pe Iisus în viața lui, lucrurile care le iubea în trecut începe să le urească. Și lucrurile care cândva poate nu îi făceau o deosebită plăcere, din punct de vedere spiritual mă refer, astăzi începe să le îndrăgească. Începe să-L cunoască pe Iisus, începe să-i placă părtășia cu Iisus, începe să-i placă să studieze și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, care nu face altceva decât să-i sfințească viața. Și sunt convins că acest lucru și l-au dorit și și-l doresc cei 5 candidați de botez care astăzi se găsesc în fața noastră. M-a întrebat cineva dacă este suficient botezul ca să fim mântuiți și am spus nu. Botezul nu este suficient ca să fim mântuiți. Botezul, momentul când persoana încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului, deja trebuie să-L găsească pocăit. În viața lui deja trebuie să aibă loc păreri de rău pentru trecutul lui.
Botezul trebuie să preceadă convertirea, lucrarea Duhului Sfânt în inima omului, nu? Că cine îți spune că ești păcătos? Cine te convinge că ai nevoie de Iisus Hristos dacă nu Duhul lui Dumnezeu? Și vreau să citesc împreună cu dumneavoastră, mi-am notat câteva curente care circulă astăzi în biserici. Există un curent conservator care se focalizează mai mult pe pocăință și ascultare. Este foarte bine venit în viața noastră acest curent. Avem nevoie de pocăință și de ascultare? Avem nevoie. Dar de aici se poate naște un pericol, pentru că mulți consideră că ascultarea, de fapt, conduce la fapte bune și noi știm că mântuirea prin fapte nu este acceptată în cuvântul lui Dumnezeu. Faptele trebuie să fie doar rodul credinței, unui alt curent care se acceptă mai ales în biserica evanghelică. Dacă te vei întâlni cu un frate evanghelist, știi ce îți va spune? Crede, frate, și vei fi mântuit. Avem nevoie de credință ca să fim mântuiți? Și avem nevoie și de celălalt curent al pocăinței și al ascultării? Cu siguranță că da. Există un alt curent sacramental al creștinismului care pune accent doar pe botez. În biserica romano-catolică, în biserica greco-catolică, deci în biserica ortodoxă, se transmite această învățătură că odată copilul botezat, el a devenit și creștin. Vreau să subliniez încă o dată. Este un curent sacramental care străbate marea majoritate a bisericilor, care arată că avem nevoie de botezul prin apă. Nu vreau să mai insist, pentru că acasă, la biserică, fratele Cătălin a vorbit despre botezul care este plăcut lui Dumnezeu și cu siguranță că dacă în viața noastră are loc acest botez, înmormântarea omului cel vechi, în ama botezului și nașterea lui la o viață nouă în Hristos, așa după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, acest curent sacramental este binevenit în viața noastră. Și mai este un curent penticostal care transmite ideea că noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt. Sunteți de acord cu această idee? Avem nevoie de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu? Avem nevoie și făgăduința Domnului Iisus Hristos la înălțarea sa la cer era că nu vom rămâne orfani. Cine va trimite un mângâietor, Duhul adevărului, care să ne conducă în tot adevărul. În Faptele Apostolilor, la capitolul 8 și la capitolul 19, găsim că apostolii, în lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu de a converti suflete și de a le salva, în lucrarea lor se descoperă acești patru pași simpli și exact în această ordine. Avem nevoie de pocăință și de iertarea păcatelor în fața lui Dumnezeu, avem nevoie de credință în Domnul Iisus Hristos, avem nevoie de botezul în apă și avem nevoie de primirea Duhului Sfânt. Aceste patru subiecte trebuie să constituie teza de căpătâi a copiilor lui Dumnezeu. Când în viața noastră au loc acești pași, atunci cu siguranță suntem siguri că Dumnezeu ne acceptă ca și copii ai Săi. Nu este suficient doar să ne schimbăm numele denominațional. Nu este suficient să fi fost doar ortodox, doar catolic, doar baptist, doar adventist sau adventist reformist, nu, și să treci la un alt cult, dacă în viața ta, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu s-a produs această transformare pe care Dumnezeu o numește în Ioan capitolul 3, nașterea din nou. Proces de transformare totală. Nașterea din nou este
procesul în care omul cel vechi moare. Cu siguranță că în viața acestor candidați de botez au fost lucruri de care astăzi le este rușine. Au fost lucruri care poate i-au frământat când Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze la conștiința lor. Sunt convins că au fost lucruri de care nu s-au simțit demni nici în familie poate, nici în societate. Dar prin cunoașterea adevărului și prin acceptarea lui Hristos în viața lor, s-au hotărât să facă o întoarcere de 180 de grade. O întoarcere exact în direcția opusă, de pe calea neascultării, pe calea ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Nașterea de care astăzi o să aveți parte este un eveniment care aduce bucurie în casele noastre ale tuturora. Și aici fac referință la aspectul nașterea fizică. Ce bucurie este în familiile care așteaptă să se nască un copil. Cu câtă nerăbdare așteaptă mama să-și mânghie copilul după o sarcină uneori mai grea de 9 luni de zile. Și în ziua când copilul se naște, familia se bucură, pentru că Dumnezeu le-a adus pe lume rodul dragostei lor. Gândiți-vă că nașterea poate să fie un eveniment special. Nașterea din nou este un eveniment special în viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu. O naștere care întârzie poate să fie o naștere cu probleme. Poate că unii dintre dumneavoastră v-ați gândit ca să vă întoarceți către Dumnezeu și amânați această decizie de a vă preda viața lui Dumnezeu. Dar cu cât o naștere este mai târzie, cu atât pot să apară și probleme. Iar ca o naștere să fie bună și să aducă pe lume un copil sănătos, de multe ori e nevoie și de un doctor bun sau de o moașă bună. Am cunoscut mulți tineri sau mulți care au fost candidați de botez, care în urma acestei nașteri, vreau să vă spun că au început să moară subit. De fapt, botezul pentru ei n-a fost o încununare a celor patru pași pe care i-am amintit, ci pur și simplu a fost poate doar o emoție de moment, a fost poate doar o dorință de a se întoarce către cel pe care nu-l cunoșteau suficient de bine și mai devreme sau mai târziu au părăsit rândurile bisericii. În anul 1952, pentru prima dată, s-a făcut evaluarea copiilor noi născuți. Poate am auzit cu toții că atunci când ni s-au născut copiii, au primit o notă. E vorba despre un scor. Și dacă copilul la naștere primea nota 10, 9 sau 8, înseamnă că acel copil era sănătos. Însemna că nu sunt probleme deosebite și el putea să fie transportat în locul unde erau și ceilalți copii. Dacă lua o notă de 7 sau 6, bineînțeles că medicii intrau în alertă și căutau să vadă din simptome care este cauza de acești copii nu s-au născut pe deplin sănătoși. Iar dacă nota era 5 sau sub 5, atunci cu siguranță căutau să îl oxigeneze sau căutau să descopere într-un timp cât mai scurt care este cauza de acest copil s-a născut poate cu malformații, poate cu probleme de respirații, poate cu alte și alte probleme. Vreau să vă spun, dragi candidați de botez, că începând de astăzi, voi veți fi evaluați de Dumnezeu. Începând de astăzi, voi veți primi o notă. Începând de astăzi, familia voastră, comunitatea din care faceți parte, o să vă analizeze viața de credință și vor aștepta să vadă roadele Duhului lui Dumnezeu care să le aduceți. Pentru că spunea Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște. Acestea fie vor mărturisi că la botezul vostru s-au împlinit cei patru pași despre care vorbeam, pocăință, credință,
botezul în sine și primirea Duhului lui Dumnezeu. Ne dorim cu toții ca aceste gânduri frumoase, care voi le-ați luat, aceste decizii care se transformă astăzi într-o predare totală în mâna lui Dumnezeu, să fie de bun augur, să fie un început al vieții de credință, în care, începând de astăzi, vreau să vă spun că veți avea parte și de încercări. Iar Mântuitorul nostru spunea că, începând de astăzi, datoria noastră și a voastră este ca să purtați crucea lui Hristos în fiecare zi, pentru ca vechea fire să fie răstignită. În fiecare zi mor, spunea Apostolul Pavel. Vreau să vă spun că de astăzi voi nu sunteți sfinți. Vreau să înțelegem că noi, cei care suntem botezați cu ani în urmă, n-am ajuns încă desăvârșirea. Viața de credință este o viață de luptă, dar poate să fie și o viață de biruință în fiecare zi, a lucrurilor păcătoase care le-am moștenit sau cultivat și care trebuiesc în final să fie biruite. Vreau să citesc în încheiere din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dragii mei, astăzi ați primit dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu. Începând de astăzi, ați luat hotărârea de a-i sluji cu credincioșie lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dreptul acesta l-ați câștigat nu prin faptul că a știut să răspundeți la cercetarea de botez, nu prin faptul că respectați sabatul, nu prin faptul că sunteți credincioși de părinții dumneavoastră, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că am primit dreptul acesta de a fi copii ai lui Dumnezeu, pentru că suntem născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci suntem născuți din Dumnezeu. Dumnezeu să sigileze aceste gânduri în viața noastră și nu uitați, în fiecare clipă suntem evaluați. Și la venirea Domnului Iisus Hristos, după această evaluare, spune că îi va despărți pe credincioși, unii la dreapta și alții la stânga. Nu trebuie să ne speriem dacă vom primi note de 8, ci important este să acceptăm diagnosticul, să descoperim care este problema noastră spirituală, să acceptăm corectarea și lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viețile noastre, iar atunci, cu siguranță, vom fi siguri de biruință și mântuire. Îmi doresc din tot sufletul ca Dumnezeu să reverse pacea sa peste sufletele noastre, iar decizia care a fost luată astăzi să fie menținută pe tot parcursul vieții noastre de credință. A Domnului să fie lauda și slava, iar a noastră să ne fie mântuirea la fiecare în parte. Amin. Amin.